Rebecca a încălcat regulamentul competiției. Andreea Mantea este supărată foc, mai mințit și pe mine și pe noi toți. În ediția de luni a emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, aflăm că Rebecca a încălcat iar regulamentul emisiunii. În ediția de luni a emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, prezentată de Andreea Mantea și difuzată exclusiv la canal de concurenții și prezentatoarea află, cu dezamăgire, că Rebecca a încălcat regulamentul competiției prin faptul că a mințit. Rebecca a încălcat regulamentul competiției În episodul din 23 septembrie 2024, Rebecca izbucnește în lacrimi din cauza comentariilor pe care le fac concurenții despre acțiunile ei lucru care îi deranjează inclusiv pe părinții concurentei. Voi știți ce înseamnă să vă plângă un părinte acasă. Vedeți-vă de treaba voastră. De Anton înțeleg să zică, dar voi, spune Rebecca. Lacrimile continuă în momentul în care Andreea Mantea îi aduce aminte Rebecăi că, acum ceva timp, a susținut că n-a mai vorbit cu băiatul cu care vorbise la telefon în baie, conversație auzită de Roberta. Deși nu și-au mai vorbit, Rebecca a recunoscut că s-au mai întâlnit afară, astfel Andreea Mantea, cu mare dezamăgire, a aflat că tânăra a mințit pe toată lumea. Mai mințit și pe mine și pe noi toți, spune Andreea Mantea, moment în care Rebecca își cere scuze.